Mister Tomiță Costelano? Cine întreabă? Oh, iar mi-au dat ăștia handicapați. Dar adun și mie o cafea. Da, eu sunt. Aha, și cum ți-ai dat seama? Nu contează. Hai să-ți o spun pe șleau. Ca să intri programul ăsta de protecție a marturilor, trebuie să ne spui toată povestea. Capiși? Da, povestea. Totul a început în 1927. Notați? Nu, că înregistrez. Ah, ok. Eram taximetrist. Și într-o zi, lucram pătura de noapte. N-aveai cum minți. Mă rog, m-am exprimat eu greșit. Ok, continuă. Liniște pe străzi, făcusem doar 20% toți bani. E, noaptea aia avea să-mi schimbe viața. Make him the cutest that I've ever seen. Give him to lips like roses and roses. And tell him that his lonesome nights are over. Sandman. Ricky, haide mă! Ești liber, mă? Solo, mai puține! Din partea lui Costelino! Dă-i mă drumul! Hai că i-am pierdut. Unde merge șeful? Trage pe dreaptă. Așteaptă aici. Ce să mai... Păi tu ce credeai, mă, că te lăsăm să pleci așa? Echipa regelui Ferdinand, Rapid București, chinezul Timișoara, 0-0. La Cernăuți, echipa Venus reușește să câștige în ultimele minute cu scor de 1-0. Mulțumesc, Marian, continuăm cu știrile interne. Astăzi, 20 iulie 1927, Mihai I-ul devine rege la vârsta de numai 5 ani. O altă știre importantă este că peste 93 de ani, adică în anul 2020, vocea mea se va auzi la Phantom Creative, ca prezentator de știri. Trăiască regele! Cam după 5 minute așa se întoarce Michi Puțateli. Bă, știi cum mergea, mă? Exact ca în filmele cu mafioța lui Martin Scorsese. Stil, frate! Michi Puțateli, yeah. You know what, Puțateli, yeah. Vă rup un bandieri, yeah. Vă rup un bani. Aici o atenție de la domn Martalogo. Îți mulțumește pentru serviciile aduse. Sunt niște bănuți. Hai să fie primit, grație. Nu văzusem atâția bani de când am făcut-o pe mama. La buzunare. Azi noapte am făcut cât aș fi făcut într-un an întreg. Îmi treceau pe-n cap 1,5 miliarde de gânduri. Bă, cum fac unii bani, mă? Toată viața mea am muncit și nu mi-am permis niciodată nimic. Vita de merda. Mai bine sărac, dar curat. A doua zi de dimineață, stăteam frumos și îmi beam la vață. Che bono! Facul de cara de merda! Buongiorno, signore Tomiță! Artiste, eh? Con tu mortaci, va faculo! Tu lo sai chi sono io? Dimmi, amico, dimmi! Lo sai? Tony? Prego, chiama la macchina. Che stronza di merda, eh? Vedi che scappare. Che cazzo? Dove vai? Dove vai? Ehi, lasciate, aspetta. Tracci spatele, mio. Stronza.
Ei, alora. Ce se întâmplă, mă, băieți? Fratele, fratele, nu te băga. Noi îl căutăm pe ăsta din spatele tău. Chiar pe ăsta din spate? Pe ăsta din spatele meu, mă? Da. Nu, ragați, eu cred că e una confuziune, Nicoa. Soto nu pe el îl căutați. Ia vezi, mă, confuziune. Ia dă-te tu puțin mai la o parte așa să vezi, mă, dă-i, dau. Eu sunt în spatele lui, băieți. Câte ceasul, Tony? Ceasul? 9:15. Păi la 10 joacă Napoli. Hai să nu pierdem meciul. Cu cine joacă Napoli? Da, da. Dacă știam, punem și la pariul pe Napoli. Treci în casă. Ti serve una bella porțiune de spaghetti. Ce avem de peperoncino? Foc, foc. Allora, come ti chiamo? Come ti chiamo? Mi chiama Tonizio Castellano. Mi Castellano. Dice Tommy. Quando entro in altro, si Quindi dice buongiorno. Si spune buongiorno, ziua. Mi scusa. Buonasera, ma grazie. Sono un po' emozionato. Sono emozionato. Capo, lui è un autista Chef, straordinario. Chef, lui è un chauffeur straordinario. Autista, eh? Ieri hai fatto una cosa bene per noi. Ieri hai fatto un foarte bun pentru noi. Sta pensando che mi serve un autista uno. Și mă gândesc că avem nevoie de un șofer nou. Che cazzo traduzione questa putana? Că l-a fatto creativ se subtitrează. Sunt Irina Margareta Nistor. Cum cine m-a chemat? Păi, nene, dacă nu aveți nevoie de traducere, de ce m-a chemat? Scrieți acolo, subtitrare. Păi, dar cine a chemat-o pe asta? Domn Martalogu, nu mai scadă bombardier. Vreau să lucrez pentru dumneavoastră. Vedi Rapanelli? Asta te învață strada, mă, băiat. Să fii cu tupeu. Și el are. Din plin. Bene. Ok. Signore Michi Puzzatelli. Și tu, Ricky Pulifrici. Vă ascult. De astăzi aveți un coleg nou. Tommy. Vreau să-l pregătesc cum trebuie. Cu tot acamul. Să-l facem mafiot. O capito. Castelea nu va fi un mafiot după cum se îmbracă, după cum gândește, după cum mănâncă, după cum bea. Și vreau să pregătim un buget pentru asta. Domn Martalogo, grație. Promit că nu o să dezamăgesc. Să facem bani, hai. Hei, Tommy! Bine ai venit în familie. De azi începe o poveste nouă. Am fost nevoit de legea străzii să fiu cunoscut. Nu mi-a fost ușor ca să devin un nume de pe pământ. Și de la zi la zi m-am tot urăit. Și-a stat lângă mine doar oamenii care nu m-au mințit. Mena na mâncau, m-am devlat, jicana merau. Man barigodi me janau sote kerau janau sare dromau janel manol chora bansi man baro anau janau janau sote kerau Godfather numele meu e nașu am schimbat legea în stradă tot ora Godfather numele meu e nașu Am schimbat legea în stradă, în tot orașul Pe unde calc eu se aude, în șoaptă vine nașul